În jurul orei 11, piața tricolorului din Giurgiu s-a umplut de oameni. Mii de giurgiuveni au ținut să sărbătorească în stradă de ziua lor a românilor, de Ziua Națională a României. Parada militară, cel mai așteptat moment din cadrul manifestărilor de azi, a fost savurat din plin de către toți cei care au venit să vadă forțele militare din Giurgiu și mijloacele din dotarea acestora. De la defilare astăzi, un pluton de polițiști. Parada continuă cu 3 plutoane constituite din cadre militare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. Cele 3 plutoane care urmează aparțin direcției poliției locale, instituție subordonată Consiliului Local și aflată permanent la dispoziția cetățenilor municipiului. Au defilat în uniforme de gală polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, voluntarii Crucii Roșii Giurgiu, detașamentele poliției locale și Zmurd, în aplauzele mulțimii și în acordurile fanfarei Centrului Cultural Ion Vine. Finalul paradei a aparținut liceenilor din Giurgiu, care, dotați cu un drapel uriaș, au ținut să arate că sunt patrioți și mândri că sunt români. Pentru Giurgiu a fost cea mai fastuoasă paradă militară de până acum, mai ales că în ciuda vremii neprietenoase, mii de giurgiuveni au simțit românește în cea mai importantă zi pentru România.